Bine am găsit, prieteni! Astăzi vreau să vorbesc despre o boală gravă care, netratată, duce la orbire. Este o boală care poate să treacă mult timp neobservată. De ce? Pentru că nu doare, nu produce alte simptome care să determine prezentarea la medic. Scăderea vederii se realizează foarte lent și începe de la periferia câmpului vizual. Și aici o mică paranteză pentru a înțelege cum stau lucrurile. Vederea se caracterizează prin doi parametri. Acuitate vizuală, adică ne arată cât de clar vedem obiectele pe care ne focalizăm privirea. Și a doua noțiune, câmpul vizual, cât de mult vedem în părțile laterale, în partea superioară și în partea inferioară, adică ceea ce în mod obișnuit numim coada ochiului. În glaucom, acuitatea vizuală rămâne mult timp bună, dar se îngustează foarte lent câmpul vizual din periferie spre centru. Iar fiind atât de lent, persoana respectivă nu-și dă seama de asta. Când scade acuitatea vizuală, deja glaucomul este într-un stadiu avansat și prea multe nu se mai pot face, se încearcă stoparea evoluției, adică să rămână acuitatea vizuală la nivelul la care este atunci. Din acest motiv, este indicat anual un control oftalmologic care, bineînțeles, include și măsurarea tensiunii oculare, a presiunii în interiorul ochiului. De ce? Pentru că glaucomul este asociat cu presiune intraoculară crescută. Cauzele exacte ale acestei afecțiuni nu sunt pe deplin înțelese. Însă, în ultimul timp s-a avansat ipoteza că există o legătură între mecanismele autoimune și dezvoltarea glaucomului. Ce este autoimunitatea? Este acea situație în care corpul recunoaște ca fiind străine anumite structuri proprii. Deci în mod greșit le recunoaște ca fiind străine. Și astfel secretă anticorpi, numiți în acest caz autoanticorpi, care atacă aceste structuri și determină apariția de reacții inflamatorii cu consecințe de diferite gravități. În cazul glaucomului, autoanticorpii atacă nervul optic și contribuie astfel la deteriorarea lui. Până acum se considera că deteriorarea nervului optic este produsă exclusiv de creșterea presiunii din interiorul ochiului, presiune care acționează asupra nervului. Se pare însă, conform acestor ultime date, că un rol îl joacă și imunitatea, după cum am spus. Poate că în felul acesta se explică acele cazuri de persoane cu presiune intraoculară mare, dar care nu au glaucom, nervul optic nefiind afectat. Aceste cazuri, în prezent, nu au explicație. Există dovezi tot mai mari care sugerează că procesele autoimune ar putea să joace un rol în patogeneza glaucomului, adică în modalitatea de apariție a glaucomului. De exemplu, un studiu care a fost publicat în Journal of Clinical Investigation a descoperit autoanticorpi împotriva proteinelor din celulele retinei la pacienți cu glaucom. Prezența acestor autoanticorpi sugerează că un răspuns autoimun ar putea contribui la moartea celulelor ganglionare și implicit la deteriorarea nervului optic. Alte cercetări au arătat că inflamația cronică de la nivelul ochilor poate să joace un rol în dezvoltarea glaucomului prin faptul că duce la o creștere a presiunii intraoculare și la afectarea nervului optic. Glaucomul este de asemenea asociat cu activitatea unor celule imune din creier, care pot să contribuie și ele la degenerarea nervului optic. Iată deci că procesul acesta autoimun în glaucom are mai multe mecanisme de acțiune. În același timp, sunt alte cercetări care sugerează de asemenea intervenția mecanismului imunologic prin intermediul vitaminei D. Se știe, e foarte clar mecanismul prin care vitamina D joacă un rol foarte important în reglarea imunității, iar cercetări recente au arătat că pacienții cu glaucom cu unghi deschis, o formă de glaucom, au concentrații mai mici de vitamina D în sânge. Pe de altă parte, vitamina D mai intervine prin alte două mecanisme. Ea are efect antiinflamator și antioxidant pe de o parte și pe de altă parte de reducere a presiunii din interiorul ochiului. Astfel, deficitul de vitamina D care este observat la acești pacienți, pe de o parte dereglează imunitatea, ceea ce face ca procesul autoimun să fie facilitat și pe de altă parte deteriorează nervul optic prin procese inflamatorii, oxidative și prin creșterea presiunii oculare. Toate aceste descoperiri noi ar putea să deschidă noi căi terapeutice prin administrarea de vitamina D. Deja se știe că vitamina D în doze foarte mari are efecte bune în bolile autoimune. Este un profesor în Brazilia, profesorul Coimbra de la Universitatea din São Paulo din Brazilia, care chiar a dezvoltat un protocol, se numește protocolul Coimbra, care este pe bază de vitamina D administrată în doze foarte mari
cu rezultate promițătoare. Când spun de doze mari, vorbesc de doze mamut. Se poate ajunge la 1000 și chiar mai mult de 1000 de unități pe kilogram corp. Adică la o persoană de 80 de kilograme înseamnă cel puțin 80.000 de unități pe zi, când doza considerată uzuală e undeva în jur de 1000 de unități. Deci, părerea mea este, dacă ai glaucom, determină-ți vitamina D în sânge și dacă este sub 50-60 de nanograme la mililitru, chiar dacă normalul e considerat 30, ia un supliment de vitamina D, 10-20.000 de unități pe zi, neapărat asociată cu vitamina K2 și cu magneziu bisglicinat. Iar la fiecare 6-8 luni dozează-ți vitamina D, în momentul în care trece de 60 de nanograme la mililitru, continuă cu 10.000 de unități pe zi în sezonul rece, adică octombrie-mai, și 5.000 de unități în sezonul cald, adică de undeva din iunie până în septembrie. Și în felul acesta, corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!